Guten Abend, liebe Freunde. Für unsere deutschen Sprecher und Sprecherinnen, wir haben heute ein neues Lied für einen neuen Nationalhelden. Bitte, Herr Boris. Wie oft bin ich aufgestanden mitten in der Nacht? Wie oft bin ich wach geblieben, um zu sehen, was du so machst? Wie oft? Ich Nachts von deiner Taktik irritiert und selbst meine Schwiegermutter hast du infiziert, aber jetzt kommt deine Chance. a plăcut intermețul cultural. Concluzie e că indiferent dacă o să câștige sau nu o să câștige, dacă ia cele 200.000 de, euro pentru locul întâi pe podium, Boris Herman e ero în Germania, v-am zis. De acum vreo săptămână că era pe toate canalele de televiziune în fiecare zi, are o echipă de PR foarte bine pusă la punct. El Hier, e ero acum și au făcut și un cântec. Boris Flict. Zboară, bore, zboară. Hai să vedem cine ce zboară. Asta e situația de la ora 17.00 ATC, 19.00 noastră, da, 7 seara. Clar, au mai rămas doi pe ruta de sud, Dalon și Neamțu. Restul toți încearcă nordul, inclusiv uh, ruia, Ruian, pentru că Ruian era de ieri. Um, cei de aici sunt clar pe o rută ce duce direct spre Saulă de Long, ne o să mai vedem. Pe dote între ei. Dar mie se gam, uimitor, uimitor, pot că aminte că n-are mână. Gran gran metru Jean Leroy merge în linie dreaptă de ieri sau alaltă ieri și va merge în continuare în linie dreaptă. Nimic nu e jucat după cum am pus azi clasamente. Toată lumea care dă componența podiumului sau ordinea sosirii își schimbă ordinea din 3 între ore de cum apar griburi noi sau de cum apare ceva nou, toată ordinea asta se schimbă. Deci să joacă, se va juca până la sfârșit. Până la balizele de finish încă se joacă. N-a fost niciodată în istoria curselor de larg o asemenea înghesuială la finish. Deci sunt la 30 ceva de mii de mile, cred că. Cred. Aproape de 30.000 de mii de mile, da. Făcute în jurul pământului și vor, vor termina foarte aproape unii de alții primii 8 sunt foarte aproape între ei, al 8 e în sub 500 de mile. Jean Le Cam are 483 de mile. Hai să-i vedem pe rând. Talan face o cursă tactică foarte bună, după cum vedeți nu ezită, uitați-vă la rută. Da? Fără ezitări, merge drept ca tramvaiul. Și asta spune multe. Are aici două, trei ampanări de repoziționare, va face mai multe când va intra aici cu asta Spania la Corunia acum e în nordul TSS-ului de la nu. eu pot fi foarte comod acolo având în vedere traficul dar cred că Basca bască doare de trafic pe el acum, are alte treburi plus că acum e pe bordul cu handicap cu foilerul bușit cu aripa bușită și va fi nevoit să facă voltage. Acum are mai multe posibilități. Are avantaje și dezavantaje. Are avantajul că, printre altele, aici cap finister este un punct de accelerare a vântului. Dacă vântul bate din nord, aici ai vântul mai tare în sud. Mai tare decât arată griburile. Dacă vântul bate din sud, aici în partea de nord vei avea vântul mai tare și marea, dar și vântul, da? Și el știe asta. A zis azi în, într-un interviu că uh, Golful Biscaia este uh, curtea lui terenului de joacă și el știe foarte bine. Probabil că ăsta e unul din motivele pentru care a ales calea de sud, a ales ruta de sud. Foarte posibil să vină aici și să facă multe volte. Vă arăt îndată rutajele. Dar s-ar putea să stea în pânia asta, în vântul ăsta accelerat și să facă volte multe una după alta, ceea ce are avantajul că îl ține în culoarul ăla de vânt accelerat, dar are dezavantajul volte multe, că nu e ușor să faci volta cu barca asta. sunt multe, lucruri de mutat, balastul, vele, sunt multe chestii care se mută dintr-un bord în altul și nu e foarte ușor să faci, să faci voltele cu barca asta. Dar și a cotit de înainte. Alt dezavantaj este că o să trebuiască să meargă mult pe bordul cu handicap. Cu murile la tribord are foilerul babord în apă și el e ciuntit. Și nu e bordul care îl avantajează pe el. Dar până acum a mers bine. A mers bine chiar și pe bordul ăla. Neamțul probabil încearcă aceeași strategie. Nu îl interesează foarte tare durata sau intervalul la care ajunge el pe podium uh, față de primul, pentru că el are șase ore de bonus. El e aproape convins că prinde podium. Dacă nu i se întâmplă nimic. Și de aia a ales varianta asta mai conservatoare direct spre sablă de lor. O să facă și el volte, cred. Așa. Burton foarte curajos, mi-a plăcut de el. Uh, merge drept de vreo zi jumate foarte puțin a ezitat, cred că a căutat avântul bun aici. Dar în rest mă așteptam să paneze mai devreme, a avut ceea ce multă lume nu s-a așteptat de la el. Dalan are experiență mult mai mare în uh, curse de larg decât Dalan. Uh, decât uh, Burton. Dalan are experiența circuitului Figaro. O pepinieră foarte bună pentru francezi. De acolo îi aleg. Și astăzi, șeful, dacă vreți, a unei academii de curse de lar se cheamă Paul Finister din Franța, -a, lăudat, a apărut într-un interviu și l-a lăudat pe Danange. Ia uite ce fel de oameni creștem noi. Bun, așa o fi. Însă, vă spun că mi-au plăcut nervii lui Burton până aici. Este de ce viteză are. 18 noduri în 15 noduri de vând, da. E corect. Până acum mi s-a părut că merge sub potențialul bărcii. Că merge sub cât ar fi trebuit să meargă, să aibă viteza bărcii față de viteza vântului. Hai să vedem în spate. Ruian are 18 la 23 de noduri. Oh, asta e ciudat. La 23 de noduri de vânt el are 18 noduri viteza bărcii. Și în spatele lui metru bestaven care are 22 de noduri de vânt și 19 noduri. Asta e aproape corect, da. Deci, Vestava merge cu aproape două noduri mai bine decât Burton. Altul cu nervitari. Și să venim noi la locul 6. Una din surprize. Nu știu pe cine am văzut unul din ăștia mari intervievat și întrebat care sunt surprizele pe care le vedeți, le-ați văzut la etapa. la e... În, în ediția asta la Pende Glob și el a zis printre alte chestii și pe Damien Segan despre care nu s-a așteptat să fie între primii. Da. Și o altă surpriză în aceeași frază era Giancarlo Pedote. Merge italianul foarte, foarte bine. Au ales amândoi o rută mijlocie, nici cea de sud, nici cea de nord. Probabil că îi mai pasc niște ampanări. Vedem îndată ce vine peste ei. Uh, și în spate locurile 7, 7, pe dote și 8 regele. Regele care merge drept de... Prea... regele. Uitați de cât timp merge drept. Parcă de o zi jumate. dar nici nicio voltă. Și dacă tragem o linie pe ruta asta, vedem că iese direct în sală de lon. Mă îndoiesc că o să poată merge direct. Mm cred că îl pasc niște, niște ampanări și pe el, dar o să vedem. Oricum nu se dezminte. Nu se dezminte. Hai să vedem unde suntem cu meteo. Da, asta este harta sinoptică a americanilor. Noua de la 14.48 UTC. Astăzi după amiază e ultima pe care au publicat-o. Și pe asta au pus-o greșit pe, pe net indexat-o cum trebuie și a trebuit să o găsesc ad laba, cum spun și noștri, da? Hai să vedem uh, situația meteo, un anticiclon mare aici, mare, un front oclus, un front cald, pardon, și un front rece care se oclude, da? Asta era la ora 14 UTC. Și un nou front oclus aici, un, o depresiune adâncă, scrie deja pe ea Gale, care se mișcă foarte repede și mâine ar fi aici nucleul ei, vedeți, la vest de Golful Biscaya. Ei, furtuna asta le dă, o să le dea mari bătăi de cap, este o furtună mare, este o depresiune adâncă, prognoza pentru valuri este 12 metri. Val de 12 metri și vă aduc aminte că e vorba de Biscaya, unde putem să amplificăm un pic, da? Înmulțim cu ceva. Deci, pe pe care o să-i prindă aici, Mm. nu o să aibă o viață foarte ușoară. Să fie foarte interesant. Hai să vedem pe Windy. Unde e Windy? Aici e Windy? Da. Ia să vedem situația. Hai, hai, încet, Windy, încet. Să nu se rupă ceva în tine. Dar vedem la fel anticiclonul. Fronturile nu ni le arată Windy, dar vedem depresiunea. Mare și frontul aici și aici nu e foarte mare. Dar vedeți că izobarele sunt destul de apropiate aici. Da. Și hai să vedem cum evoluează toată chestia asta. Că Windy ne dă voie. Suntem pe modelul, hai să, mă, să nu greșesc, da, pe modelul european. Să vedem pe GFS-ul, americanii. Da, frontul e mai puternic. Aici în sudul insulei Capului Verde. Dar vedeți că apare o groapă de vânt. Îi dat în față lui Burton, exact ce nu-i trebuie lui. Și eu acesta aminte că prognoza ieri era cu o groapă, un șans de vânt aici, în zona la Corunie. E, asta a dispărut vodcă. Să dă modelul nemțesc acum. Mai multe gropi de vânt pe ruta de nord. ce ce dezavantajează pe băieții ăștia? Hai să vedem mai în detaliu. Da, uitați ce grob de vânt sunt aici. Și hai să vedem cum evoluează toate astea. Cum suntem pe modelul nemțesc. Hai să dăm înapoi pe modelul GFS american. După care sunt făcute rutările pe Windy. Hai să vedem. Mâine, mâine dimineață suntem aici. La ora 4, Uitați frontul care are 41 de noduri și rafala. Ia să vedem noi o rafală. 60? Nu, 55. Aici o fi 60. Ei, de aici și alea valurile alea mari. 12 metri de val. Auci, auci, auci. Ne uităm mai târziu cine ar putea să intre în malaxorul ăsta. Nu o să fie bine deloc. Deci asta e mâine la ora 4 dimineața, mâine la 9. Al prinde frontul pe cine e acolo? Pe dote. A și regele, regele exact în marginea frontului. Culmea este, vântul bun este la, da, la, vântul perfect, ar putea să meargă cu și vedeți că e și pe bordul bun, da? Murle la babord, e cu foilerul tribord în apă, merge ca o, o barcă cu foilere, nu cu, nu cu derivor. Și nu-i dă multe volte aici, cum așteptam. Vedem noi mai departe. Mâine seara la 6, Talen e pe direcție spre saulă Doloni. La fel și cei de nord. Și pe dote, și Jean-le cam la marginea frontului, în bordură, deja pe dote, e înghițit de front. O să fie bine. Păcat că nu ne dă viteza acolo, dar hmm, sare mult de 20 de noduri acolo și deja mâine seara, poi mâine dimineață la ora 4, vedeți, primii ajunși deja. Și Jean le cam înghițit de front. Joi dimineața e înghițit de front. Tot ce lasă păstrează în bordura frontului, a cine e aici. Armel Tripon și asta este Clarisoare. Nu. No. Maxim Sorel mm -hmm. race. Deci cam asta e Cam așa ar da prognoza pentru hai Să vedem și modelul European mm. Mai mult sau mai puțin la fel de drastic Asta e joi dimineața Mâine la prânz mm. Da Mâine la prânz vine frontul peste ei Da Treabă de ceasornicar de mare finețe acum. Și la rutaj, și la reglaje, și la manevre. La nu prea aș permite erori, nu prea aș permit somnic, nu prea aș permit uh, cum era... Cine era cu craci în sus azi? A, ah, Samurai era cu craci în sus, da. Asta mi-a adus aminte de ce a spus uh, de joaio, dacă vă mai să aminte la... Acum două ediții, într-un interviu, a zis el că participanții mm. la Vendeglo se împart în uh, două categorii atleții alergătorii, cei care sunt care concurează pentru un loc pe podium și pleziriștii sau cum a zis, cubertiniștii, ăsta a fost cuvântul, cubertiniștii, după vorbea lui Pierre de Coubertin care a zis uh, important nu e să câștigi, ci să participi. și la ediția asta vedem că sunt destui care pentru care e important să participe, nu să câștige. Vezi, uh, Cracelul samurai și berea lui Atanasio a, ah, și plaja lui Pip de azi. Pip a ieșit la plajă astăzi. Era ocupată. E, aici avem rutările pe care le-am făcut astăzi pentru ultima poziție raportată la, pe cartografia de pe site-ul Și am animat puțin. Vedeți rutele de sud amândoi și Dalan și neamțul aproape de costa Spaniei și apoi direct. Are neamțul o ampanare de ajustare aici și atât. Jean Le Cam drept, 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 drept. o ampanare aici tot așa de reajustare, la fel cei de nord, o rută dreaptă. Da, să fie foarte interesant, uitați distanța dintre ei, foarte, foarte aproape sunt, sunt foarte aproape foarte aproape. Deci asta e rutare după modelul de prognoză american, după gribul GFS. Ia să vedem. uitați cât de aproape sunt aici. Și asta este când? Asta este mâine la ora 15. Mâine la ora 15, 17, 19:20. Deci, mâine, la ora 20, ar trebui să-l avem pe dalan la linia de sosire. Da? Iar ceilalți sunt destul de departe. Hai să vedem: să vedem că ne lasă și să-i punem în ordine un pic. Ia să vedem noi aici. Pe tu ok, care e primul? O, și, o zi și o oră. de la Burton. O zi, oră 54. Wow, 3 minute, unul după celălalt. Interesant. Boris Herman. O zi, o oră 52 de minute. O zi, oră 54, 53, 54. Stați că ceva nu e bine. Mi-a dat un calcul la da, Adrena ne dă posibilitatea să facem o grămadă de comparații de, da, de ordonări. Și uitați, dă tabelul ăsta și avem uh, câteva lucruri interesante. Uh, Dar la ajunge primul, și după aia lui Burton, Dar lui Spărten ajunge după 7 ore 43. Vedeți aici: uh, Neamțu, 9 ore 24. Ruian 10 ore, Ianic în 11 ore, Rel 15, Pedote 16, Regele 23. Asta e aritmetica, n-am cum să o contrazic, dar mi-e greu să cred că sunt 7 ore acolo așa. Deși Asta e ce îmi dă aritmetică. Hai să vedem că am mai făcut exercițiul ăsta și pentru modelul european de prognoză, mai precis modelul francez Arpeș. Hai să vedeți ce ne-a dat acolo. Acum suntem pe rutarea de pe Arpeș. După cum vedeți, rutele prognozate sunt more or less the same. Vedeți, pentru Jean Cam e aproape la fel. Nu-i văd vreo diferență, dar pentru Dalan, vedeți diferența? mi duce aproape de costa spaniolă în volte scurte. Și de bea după aia rută directă spre Sablă de Olon. Aproape la fel și pentru neamț. Pentru cei de pe nord la fel rută directă. Dar de data asta nu mai au uh, uh, voltele alea în alea de reajustare direct. La fel și pentru cei de pe mijloc. Da, Și hai să vedem același tabel. Tabelul cu clasificările. Bun, aici avem uh, ordinea sosirii pentru modelul arpej. Louis Burton al doilea, dar numai după 5 ore 45, neamțul după 6 ore 24, Ruian 8 ore 33, Bestaven 9 ore 27, <hăh> Dominic Segan, 14 16 italianul 15 ore Uh, regele 22 deci nici în scenariul ăsta nici în scenariul după uh, GFSU uh, cu tot bonusul lui de 16 ore regele nu prinde podiumul auci dar din nou asta e numai aritmetică Burton apare aici la 5 aproape 6 ori diferență Neamțul 6 ore 24 minus 6 ore. Ar putea să iasă pe locul 2 aici. După asta Bestaven. 9 ore 27 minus 10 ore și un sfert. Ar putea să iasă chiar pe locul 1. Foarte interesant. Deci cum am zis, totul se joacă. Totul încă se joacă și suntem la o zi și un pic de final. Poate chiar mai devreme, depinde. Foarte interesant, foarte interesant. Uh, plus că după cum ați văzut, uh, nici prognoza nu e sigură 100%. Ați văzut de ieri până azi cât de mult s-a schimbat. Nu mai zic de prognozele de acum două zile, trei zile. Uitați-vă în spate la filmul de acum două, trei zile să vedeți cum arătau griburile atunci. Ce grob de vânt ne dădeau în Golful Biscaia, ce front dădeau în Golful Biscaia și frontul a venit astăzi în loc să vină mâine. Deci nimic nu-i bătut în cuie. Și pentru că tot am început cu eroi, să și terminăm cu eroi, Băiți ăștia de fiecare dată, la fiecare ediție, au fost întâmpinați la finish, la sablă de Londres sute de mii de oameni. Au fost 200 și ceva de mii de oameni ultima dată, ultima ediție, dacă mă aduc eu bine aminte, mi-aduc aminte de poze pe digul ăla de de sud, de la ieșire din, știți că e un șenal mare, așa, pe care să iese din port și are un dig mare spre sud și acolo era mulțime de oameni puhoi, sute de mii de oameni și toți participanții au apreciat mereu, mereu primirea asta și am auzit as pe cineva, parcă regele a zis că data asta o să-i lipsească primirea primirea entuziastă a publicului și mi duc aminte că publicul era prezent și pentru cei care ajungeau ultimii la poate o lună distanță de primul și oamenii erau acolo să l-aclame. Da? De data asta nu vor mai fi. Și ieri am citit că primarul din Sablă Dolon s-a manifestat public împotriva măsurilor de, de interzicerea oricărui adunări publice, i-a scris prefectului, a protestat la prefect și i-a scris direct lui Macron să revoce ordinul, să facă o excepție pentru vende glob la sablul de Ar fi frumos să le dea voi, ar fi frumos, dar nu cred că să va întâmpla. Oricum, vom trăi și vom vedea că avem ce vedea în următoarele 24, 3, 6, 48 de ore. Hai, seară bună!